instituția publică Liceul Teoretic Alexei Mateievici din orașul Șoldănești. Activez în calitate de director deja al 6-lea an. Sunt profesor de limbă engleză ca specialitate. Pe parcursul la ultimul an ați beneficiat de mai multe fonduri, atât europene cât și în alte state. Despre ce ar fi vorba? Sunt bucuroasă că am adus în școală în anul 2016 o sală de sport frumoasă, renovată cu suportul Guvernului Poloniei, și anume Solidarity Fund în Republica Moldova. Am reușit să renovăm în ultimii ani o clasă multimedia cu suportul Fundației Soros. Școala beneficiază de 20 de tablete, de o tablă interactivă grație acestui suport. În acest an dotăm clasa viitorului, o clasă spațioasă, luminoasă, care este dotată cu finanțe europene, guvernul Suediei, guvernul Estoniei. Am reușit să renovăm chiar anul trecut o bibliotecă unde elevii pot nu doar să caute carte necesare, dar o bibliotecă care are și un spațiu de recreere prin Pisco, Moldova. Am reușit să reparăm o sală de fitness frumoasă. A fost ideea și este în continuare ca sala dată să servească nu doar elevii, dar și oamenii din comunitate. Proiectul de eficiență energetică a liceului, a clădirii liceului, de o valoare 2 milioane de euro, care prevede renovarea totală a edificiului instituției. Care este numărul elevilor care vor beneficia de acest proiect? În instituția noastră activează la moment 580 de elevi. Școala deja mai mulți ani la rând a beneficiat de câteva proiecte europene educaționale. ACES este un proiect, așa. Elevii beneficiază de mobilitate academică, deci o săptămână de călătorii în țara parteneră de proiect, și elevii noștri au beneficiat de așa mobilități în Bulgaria, în România, unde au văzut cum studiază elevii în aceste țări, care sunt, eu știu, diferențele culturale, care sunt beneficiile. Sunt și proiectele e-twinning, care sunt niște proiecte lansate pe calculator, creând poduri de prietenie prin țările Uniunii Europene, deci precum Italia, Polonia, Cehia, unde elevii frecvent au niște conferințe video, unde discută, cântă cântece împreună, creează proiecte împreună, proiecte cu impact ecologic. Cum credeți dumneavoastră, cât de necesare sunt aceste fonduri? Sunt foarte necesare. Noi avem elevi care au beneficiat de programul FLEX, de exemplu, un an de studiu în America. Da? Elevii ăștia se întorc, desigur, cu o viziune clară ce este viața și cum se merită să o trăiești, și anume în modul de a implica, de implicare ca cetățean activ al societății în care trăim și cât de importantă este implicarea. La fel avem elevi care optează doar pentru studii în România, de exemplu, în Germania, în Norvegia avem elevi, în Olanda avem elevi, deci ei sunt cei care ne sunt mesagerii noștri peste hotare. Din ce motiv credeți dumneavoastră că România ne susține atât de mult? Cred că sunt doar gânduri pozitive de a ajuta oamenii din țara asta, pentru că mulți din ei sărmanii sunt rătăciți în gânduri, rătăciți în viziuni, rătăciți în felul de a gândi, de a-și exprima opinii, și sper că într-o zi vom vedea Marea Unire. Și sub formă liberă, ce mesaj aveți pentru susținătorii Republicii Moldova? Poate cei de la guvernare uită să mulțumească și să aprecieze efortul depus de Uniunea Europeană, de România ca țară. Eu le spun un mare mulțumesc.